Bună tuturor și bun venit la un nou car vlog. Suntem cu Kini Angel și mergem la reprezentanța BMW. Acolo o să facem niște teste cu câteva BMW-uri, fie ele 4x4, fie tracțiune spate. Din câte am auzit niște zvonuri, o să avem și 5R-ul nou. Va fi mega mișto. Sunt foarte curios de el pentru că nu l-am mai văzut. Am văzut doar poze oficiale, n-am văzut niciunul. Hai să mergem să vedem și poate luăm acasă. Vizionare plăcută. Deja am văzut un M2 aici și seria 5 nou. Sunt mega entuziasmat. Abia aștept să văd cum o taie. Hai, mergem să vedem cum se pregătește Kini. După aia ne urcăm în mașină și decolăm. Hai, le rupem. Kini, cum e? Avem mașină? Avem. Hai, nu vă prea multe chestii cu tine, că nu. Ne distrăm și noi, să stăm. O să fim buhnici astăzi. Realize timing is key. My father once said, doesn't matter what you do in life. Farurile culete au fost mult îmbunătățite, avem o rață de iluminare acum care se apropie de farurile cu laser, de până la 500 de metri în comparație cu celelalte care aveau o rață de iluminare până la 300 de metri. Am primit și instructajul. O să fim două echipe, echipa off-road și echipa 5R-ul nou. Sunt prima oară mă duc în off-road, după aia mergem cu 5R-ul. O să ne sunăm foarte tare în off-road, sper că ne lasă să ne postim. Hello. Avem 5R-ele. Majoritatea, din câte am observat, sunt M-pachet, nu avem M5 sau ceva de genul ăsta. Sunt M-pachet cu lip de carbon, oglinzi de carbon. Cinciu, cum îl facem? Toată lumea cu albastru la mașinile care apare. Camerele la 360, avem asta. Merge în față. Avem asta care e pe lateral. Linia indică cât spațiu avem pe mașina din lateral și avem spatele. Toți 360. Mașina mea de instructor este un X5, cel mai din stânga, cu numărul 103. Cam cum
chiar dacă nu reușim să trecem toți odată, o să vă aștept mereu. Lucrurile asociate către grila radiatorului, care practic se unesc cu aceasta, plinde de pot. Am trecem pe banda 1 și așteptăm și pe colegii noștri. O să mergem cu viteză mai redusă. Am trecut de sens. Mulțumesc, mai așteptăm. Ce se văd? Ce trebuie să-i dau? Să ajungem. Nu-i văd, sunt așa departe? Da. Parchez cu picioarele pe geam, deci sunt primul tester BMW care face chestia asta. Da, și-a luat un repet. Ia zi, cine a mai parcat mașina cu picioarele afară? Nu, n-am mai avut, n-am pe nimeni. Bravo. El este pilotul nostru de astăzi, ne duce, Gabi, ne arată numesc. Gabi. Sunt instructorul vostru și vă voi oferi o experiență plăcută de condus. Sper că vă place cu noi și mașinile noastre. Nu uitați să... Hai să vadă și mașina. Hai, uite, uite câte avem aici. Avem nelimitate toate culorile. Avem diesel, avem benzină, avem 4x4, avem tracțiune spate. Și urmează să vină băieții să luăm mașinile de off-road și facem schimbul. Merg ei cu astea și mergem noi cu alea, le rupem acolo pe deal. Hai. Mai vrea cineva să ce? Avem un 5-ar, dar acesta este benzină, bachet M, performance chiar, full lip carbon, față, spate, lateral. Pe l-am vândut așa, nu? Da? Da? Asta o putem face și în parcare la dealer, pentru că acolo depinde cum sunt parcate el. Acum o să ne arate cum o mișcăm din telecomandă. Sunt toate cinciarele. Acum o să ne arate cum îl parchează cu telecomanda, îl dă față spate. Hai să vedem. Dacă tot trebuie să intrăm mâine, n-am făcut nimica. O chemăm pe domnișoara aia. Vreau să știu că se conectează, că se sesizează. Acesta este cheia mea de astăzi de la mașină. Din păcate a mea nu parchează singură. O deschidem. Amintiți că o deschidem cu mașina. E pornită.
360. Avem și pe Chini cu noi, care din păcate nu poate să testeze că e lene să meargă să-și dea examenul de permis. Nu te fac de rușine, dar trebuie odată să mergi să-l faci. Dă-și tu niște drifturi acum cu mașina asta. De aici vă poftez la off-road. O să fie două grupe de mașini. Gata, am terminat și cu cinciarul și acum o să mergem în off-road. Sper că până acum a plăcut ce am făcut cu mașina asta și ne-am putut joc de ea. Ne-a fost o stare mișto. Avem un X6 M50 diesel aici. Doamne ajută!
Ele vor să testeze un X. E mașina Kini. 90.000 cu TVA. 90.000 cu sau fără TVA? Cu TVA. Nu mi se pare. Deci să înțeleg că asta e X6, M50 diesel. Exact. E pachet M. Are piele Dakota negru. Nu e pachet M. Nu e pachet M. Nu e pachet M. Cum nu? Nu, nu. Nu e pachet M. De-aia e 90. Deci ar fi... Are Bang & Olufsen. Care e 2100 de euro. Câteva secunde ne vom pune în, în mișcare, toată lumea. Centura? Uite, de pa- câteva secunde ne vom pune în, în mișcare. Setările mașinii pentru poziția de off-road vor fi cu transmisia în sport. Asta înseamnă că tragem schimbătorul de viteză când este în drive spre partea stângă. Și cu DSC off pentru a dezactiva sistemul DSC. Dacă nu este deja dezactivat, trebuie să vă uitați pe bord. Dacă aveți martorul luminos aprins cu off, este deja dezactivat. A rămas dezactivat de la colegii dinainte. Fort. Și dacă ținem apăsat mult pe ăsta, să scoatem sistemele de tot. Driving without stabilization. Păi știu ce mai de ce dezactivăm sistemul DSC. Am pus pe sport, tot bordul s-a făcut roșu. Are active sound. Cât de bine sună. Ne punem în mișcare spre zona de off-road. Pe scurt, DSC, Dynamic Stability Control, este un sistem de asistență observat pe noi. Astfel încât să fim în mod sport, să avem la îndemână și posibilitatea de a schimba manual viteze. Dorim să mergem în mod sport pentru un răspuns mai ferm al accelerației, să zic imediat de ce. Alte mașini mai mari au făcut construcțiul pe poate atunci când atingem spoilerul și atunci abordăm poziția respectivă cum mergem noi acum. Nu vă fie frică, chiar dacă ne arată este că mașina e la limita de a presiona. Unghiul pe care îl are mașina de fapt este foarte sigur. Oh, că nu s-a deschis încă. U-Drive, care știe să transmită inteligent căterea motorului exact la roțile de la care este nevoie, este important să ținem cont de un aspect și acesta este echilibru. Echilibrul este important și pe traseul când mergem pe circuit, de exemplu, și pe funcțiunile de off-road. Cu cât dezechilibrăm mai mult mașina, constant, cu gaz constant, ceea ce nu faci. Să nu mergă mașina față-spate, nu se balanceze inutil. Vine și Virgil acum, ușor, la fel. Aici continuă Vorno. Ok, acolo ia stânga. Ăla e unghiul, stânga, 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 stânga. Ok, ușurel, ușurel. Îndreaptă roțile puțin. Ok, vină pe unghiul ăla, cât de finuț poți să să simți balansul și să nu lași mașina să cadă brusc. O să vezi la următorii și 10. Ține unghiul ăla, e foarte bine, ușor în stânga ta. Foarte bine, o trecere perfectă, cu control. Impecabil. Ăla e, ține ușor, ușor, cea că se merge cu mașina. Bun, acolo facturație constantă, gaz constant. Foarte bine aici, Virgil, foarte bine. Constant, nu vrem să accelerăm brusc, să decelerăm, pentru că atunci creăm un balans inutil mașinii. Foarte bine, iau ușor dreapta ca să nu atingi cu spoilerul. În muchia asta de pământ. Ok, și acum vreau să vin cu stânga sus pe mine. Vei face eu un crucișare de punct pe cealaltă parte. Mai mult stânga, mai mult pe mine. Bun, 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 gaz, 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 gaz constant, gaz constant, scoate bine gaz, gaz, excelent, excelent, cu gaz constant, ține gaz constant. La piciorul în accelerație, foarte bine, continuă pe traseul marcat cu zarane, o să merg în față să vă preiau. Foarte bine aici, Virgil. Mai este o trecere în față acolo, dar mobil... Printre steaguri, ușor aici, dacă s-a așez mașina,
E ok. Mașina așa, cum mă dau peste cap. Ce eu? Serios, deci, serios. Când nu știam traseu, am văzut direct chestia, zic, bă, ce naiba se întâmplă? Zic, adică trebuie să urcă, pleacă lumea, pleacă lumea. Hai sus. Am dat cu capul de plafon. Am încercat să mă vârf cărbă, nu se vârte. Am văzut. Virgil, ce se întâmplă dacă în mers oprești contactul, motorul? Eu n-am făcut niciodată că mi-a fost frică. Acum, fiind în test drive, hai să facem cu mașina asta să vedem ce se întâmplă. Acum Ovidiu, ești foarte bine orientat pe traiectoare, dacă ții volanul drept, vei coborâ, ești dat printre steaguri. Mă murie mașina! Te orientezi cu camera video, foarte bine acolo, ai oprit perfect, fără pedala de fână, Ovidiu, fără pedala de fână, cu voi. Foarte bine acolo, parchează mașina în spate celelalte bornă. Completează oglinzile retrovizoare, evident în trafic vom folosi în primul rând oglinzile retrovizoare. Însă aici, pentru că suntem în siguranță și la antrenament, putem vedea cum ne ajută și camera video cu spatele, și cobor cu spatele fără să am piciorul cu frână. E cel mai nasol sentiment din lume. Dar oricum nu e mașina mea, așa că nu contează. Ea filmează în picioare să vadă lumea. Și uite, știi ce o să fac? O să mă ridic în picioare. Ia. Bă. Cine e acolo? Nu, hai. Nu știu cât mai avem. Cum se prinde? Participanții se suie în mașini, pentru că mai avem puțin timp liber. Vom mai face mai față. Ok, stop. Gen. Thank you.
de urcare? Picioarele pe frână sau pe nimic. E sistemul ăla șmecher al lor, care se dau mari. Parbriz și nu vă mint, uitați-vă. Deci chiar nu văd nimic. Bun, gata, m-a stărat. X6-le de numai, nu l-am oprit așa să se răcească un pic frânele și motorul. Și gata, mergem acasă că mi-e pe foame. Suntem deja de la ora 11 aici, acum e 4. Deci vă dați seama când ne-am plimbat cu mașinile astea. Deja sunt sătul de condus după weekendul ăsta care a fost greu și nu am dormit. Am mai fost și chestia asta. Gata, s-a terminat și vlogul de astăzi. Vreau să vă mulțumesc că ați fost și azi alături de noi. Chiar eu m-am simțit bine, m-am distrat. Am rupt mașina de numai. Bine, așa e că nu e mașina ta și mai ales astea care sunt de service. Ne-am distrat, am mers în off-road, am fost cu cinciarul nou. A fost foarte mișto. Îmi pare că n-am putut să vorbesc mult mai mult, dar na, poate o să-l iau de aici și eu, când o să stăm mai mult o să am timp să vă explic tot exact despre el. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi și nu uitați să te abonezi. Te salut!